E mandra, ai văzut, da? De unde vine autobuzul? Turcia. Din Turcia. Made in Turkey, am putea să spun. Da, păi nu, că dacă e din Turcia, ok. Da? Da. Hai că, mă rog, e ok oriunde ar fi. Important este că evoluăm din punct de vedere științific. Asta mă bucură foarte mult. Evoluția tehnologică a lucrurilor care, mă rog, ne-a prins surprindere de fiecare dată. Mă rog, dacă nu mă opriți, să știți că nu o să... Oprește-te, oprește-te, pentru că tocmai a venit Bianca lângă noi să ne spună din nou cum stăm cu vremea astăzi și te-ai și schimbat. Gata, aerobicul? Acum suntem. Aici am fost. Să nu crezi că am fost în altă parte. N-am plecat nicăieri. Oameni buni, pregătiți-vă pentru un invitat cu totul și cu totul special. E plin de emoții, dar vrem să vă zicem așa. Are doar 13 ani și vine de la Bârlad. E o fire veselă, nu foarte îndrăzneț, câteodată timid. Dar, oameni buni, când se urcă pe scenă, se transformă complet. El este Andy Nea. Aici? Am observat că ai destul de multe emoții și n-o să fim duri cu tine. Oricum, la noi nu e mare greutate. De unde n-am fost noi. Deci să te liniștești, pentru că știi ce urmează? Urmează să te joci un joc cu Fereșteanu, la care Fereșteanu a pierdut. Și am zis să-și ia revanșa cu un băiat de 13 ani. Fereșteanu, tu eviți momentul jocului? Gata. ai jucat vreodată 5 secunde? Nu. Fii atent, în 5 secunde trebuie să numești ce scrie pe cartonașele astea. El îți va adresa o întrebare, ai și un timp la dispoziție. Renul. S-a scurs timpul? Da. Renul, putea să mai fie. 1-0 pentru Fereșteanu. Dai seama? Haide. Întorc eu aici, hai zi. Numește două lucruri pe care le poți face în pădure. Hai, nu zice, nu zice pe ce trebuie să faci în pădure. Te plimbi și admir. Admir. Auzi, este 3-1 pentru Fere, dar puteai și tu să-l lași să câștige. Ai luat chiar în serios competiția. Nu m-am așteptat să câștig. Adică, voi ați văzut ultima mea performanță de la jocul acesta? Păi da, tocmai. Tocmai de asta am zis că... Oricum eram surprins că mi-au venit câteva răspunsuri. Andy, mulțumim mult de tot. La mama, cum ne ascundeam după pustă la mama când eram mici? Unde vă puteți ascunde? Auzi, dar poți să ne exemplifici? Avem pereți aici, te rugăm frumos. Da, vreți da, hai. Cum se ascunde? Stai, Andy, te rog, fii foarte atent. Nu că, te risca, înveți că ceva aici. Înveți ceva de la noi. Ia. Ia. Atenție. Și tu, dragă Angie, vezi dacă vreau să fiu răutăcios? Da. Și cum trebuie să faci, Angie, acum? Te pup. Mersi. Mulțumește, e lui bărbosul. Natalia, bună dimineața.